Salut și bine v-am găsit pe GL Crypto. În acest clip voi face analiza tehnică doar pe Bitcoin, urmând ca mai târziu să fac și un update pentru ADA. Vă spun unde urmează să cumpăr sau să vând, plus părerea mea despre market. Vă mulțumesc pentru comentariile de pe YouTube și de pe Twitter, se pare că această comunitate crește pe zi ce trece și mă bucură foarte tare treaba asta. După cum știți, dacă văd că este respect și înțelegere, eu o să-mi dau interesul și o să vă ajut cu tot ce pot. N-am ce să fac decât să vă spun că voi mă puteți ajuta cu acel subscribe și like, pentru că așa funcționează treaba asta cu YouTube și cu algoritmul acestuia. Pentru cine vrea ajutor, am această pagină de Twitter, unde eu postez update-uri, analiză tehnică. Pentru unii este de un real folos această pagină. Încerc să vorbesc cu voi. Dacă îmi dați un mesaj, la fel, încerc să vă răspund, îmi puteți scrie chestii personale sau orice întrebare. Ideea e că vreau să vă anunț că eu sunt singur, voi sunteți mai mulți. Încercați să înțelegeți dacă nu vă răspund la vreun mesaj. Puteți să insistați fără nicio problemă, nu mă supăr. Dar, având în vedere că am și o viață personală și am și trading, daily trading, îmi ocupă foarte mult timp treaba asta și trebuie să înțelegeți că pot omite câteva mesaje. Dacă vreți cărți, la fel, îmi scrieți și vă pot trimite. La fel, dacă omit să trimit la cineva, îmi scrieți, nu este nicio problemă. Aici postez părerea mea despre market, trade-uri pe care eu le iau. Puteți verifica această pagină și ca videourile pe YouTube, o să vedeți că profit s-ar fi făcut o grămadă. Destule procente. Luna trecută, poate chiar și această lună. Zone în care eu cumpăr, le puteți găsi aici. V-am spus, dacă e înțelegere și respect, nu este nicio problemă, eu pot face analiza pe orice monedă vreți voi. Râdem, glumim pe această pagină, deci eu sunt mulțumit până acum. Dacă nu vă convine ceva, n-aveți decât să mergeți pe orice canal sau pe orice altă pagină, pe mine nu mă interesează. Nu stau să îmi bat capul. Bun, deci aveți acest link pentru a vă înscrie pentru extragere, o să vă explic acum. Atunci când am ajuns la 1000 de abonați, am oferit 100 de USDT unuia dintre subscriberi. Acum, ajungând la 2000 de abonați, v-am promis că o să ofer o oră cu mine pe Zoom, la fel prin această extragere, unuia dintre subscriberi, unde putem vorbi despre trading sau despre orice altceva. Dați click pe acest link, vă duce către această pagină, aveți două întrebări la care să răspundeți și v-ați înscris. O extragere va avea loc zilele următoare, poate azi, mâine, habar n-am. Ideea e că acum, în acest moment, sunt 143 de persoane. Dacă numărul crește astăzi, probabil o să mai las o zi, două, să aibă timp și cei noi să se înscrie, pentru că este pentru oricine. Da? Dacă nu, probabil o să fac extragerea în videoul de mâine. Ok. Tot ce vedeți aici este gratis. Dacă cineva se dă GL Crypto, vă dă un mesaj, să știți că și vă cere bani, să știți că aveți de-a face cu un scammer. Da, încerc să ajut lumea cât pot. Da. Și cam asta este. Haideți să trecem și la analiza tehnică, pentru că asta e mai important. O să fac pe Bitcoin, pentru că la fel, Bitcoinul trebuie urmărit mereu pentru a ști ce facem cu tranzacțiile pentru altcoin-uri. Și o să vedem ce intrări avem. Eu folosesc Elliott Waves, pentru cei noi care nu știți, Elliott Waves, Fibonacci și Divergence pe RSI și multe altele, Wyckoff, dar psihologia marketului, dar încerc să nu vă umplu capul cu toate chestiile astea care sunt destul de complicate. Probabil că pe viitor voi face și explicații sau voi da explicații pentru metodele pe care le folosesc. Bun, deci Bitcoin. Mi s-a cerut să vă explic ce cu treaba asta, ce cu acest scenariu. Păi, scenariul ăsta a fost prezentat de mai multe ori în celelalte clipuri. Ideea e că este un scenariu bearish care ne poate duce între 20, 25, 26 de mii zona aia.
Nu vă speriați, ăsta este doar un scenariu pe care eu l-am făcut pe Elliot Waves, care există, e valabil, dar nu este neapărat că se va întâmpla. Ce vreau este doar să vă pregătesc, având în vedere că suntem pe valul 4, pe o scară largă, noi suntem în valul 4, iar valul 4 este destul de normal să formeze un zigzag în formă de un ABC, în formă de zigzag. Valul A este confirmat, valul B încă nu este confirmat. Dacă dăm confirmare de val B și se întâmplă ceva în piață, vom intra pe val C. Scenariul ăsta va avea loc dacă, v-am spus și ieri, avem un crash pe stock market, ceea ce se poate întâmpla, da? Priviți ce se întâmplă cu aurul, priviți ce se întâmplă pe S&P 500, da? Urmează, nu zic anul ăsta, dar probabil că la anul sau peste 2 ani este destul de probabil să avem un crash destul de mare pe market. Nu este neapărat ca anul acesta să avem acest scenariu. Scenariul ăsta poate fi ușor invalidat. Market makerii pot da prețul în sus fără nicio problemă. Da? Ok. Deci ăsta este scenariul bearish și o să vi-l explic în mare acum. Și avem așa. Ne aflăm la o zonă de rezistență pe Fibonacci, este 0,5. Este o zonă foarte, foarte importantă. După cum vedem, zona de sau nivelul de 0,3 a fost respins odată, o să vă arăt imediat pe un time frame, o să vă explic, dar în mare a fost respins aici odată, de două ori, de trei ori, a patru ori l-a rupt. Trebuie să țineți minte că cu cât bate mai mult într-un suport sau într-o rezistență, cu atât cresc șansele pentru a o rupe. Ok? La fel, dacă prețul va ajunge din nou sub 30.000 sau dacă vrea să se apropie de 30.000, este destul de sigur ca de data asta să rupă suportul mare la între 28 și 29.000. Ok? Deci trebuie să vă așteptați la treaba asta. Ce vreau să vă spun este că întotdeauna trebuie să aveți o selecție sau întotdeauna încercați să nu rămâneți agățați sus. Pentru treaba asta v-am explicat metodele pe care le folosesc, chiar dacă Bitcoinul scade puteți face bani, pe spot vorbesc, nu pe short, pe short e altă treabă. Dar și pe spot se pot face bani dacă prețul scade. Aveți viduri, puteți căuta, am explicat treaba asta aproape în orice video. Bun, deci ce avem aici? Păi avem așa, valul 3-4 și urmează să confirmăm valul 5. Pentru valul 5 avem un target în zona în care ne aflăm acum. Este greu să rupă rezistența asta, da? Atât de repede pe cât unii cred. Urmează valul 5, dacă nu se va termina la 46 unde ne aflăm acum, urmează să se termine probabil în 50.000-51.000. Este destul de normal să ajungă în zona asta, pentru că este pe Fibonacci, avem 0,618, nivelul cel mai important. Bitcoinul se ghidează destul de bine după acel nivel pe Fibonacci. Nu este valabil pe toate altcoinurile, de fapt pe altcoinuri, dar pe Bitcoin se pare că este destul de important acel nivel. 0,706 pe Fibonacci. Mai ales avem o imbalanță. Zona asta, în zona asta avem o imbalanță care trebuie rezolvată de către market maker. O să vedeți că prețul va ajunge aici. Dacă nu va ajunge acum, nu este nicio problemă. Se duce și în 20.000, dar după aia tot o să ajungă și o să rezolve această imbalanță. Dar e o reală șansă, acum, fiind la, deja la 46.000, șansa este destul de mare să vedem prețul sau această imbalanță rezolvată. Adică prețul poate chiar și până în 55-54.000, deci toată zona asta. Este o zonă în care putem avea pullback sau corecții sau dump-uri. Deci aveți mare grijă. Noi acum ne aflăm sub rezistență. Nu cumpărați niciodată sub rezistență. Așteptați un pullback, pentru că va veni. Da? Vedeți și la fel în acest val 3. Noi ne aflăm sub rezistența de 0,3 pe Fibonacci, la 42.700, da? Ce ar fi însemnat să fi cumpărat atunci? Păi a venit pullback-ul, v-ați fi speriat, mulți ar fi vândut pe minus, sau au vândut pe minus de fapt, pentru că market makerii asta fac. Volatilitate și manipulare market. Vor ca voi să vindeți pe minus, asta e toată ideea. Bitcoinul nu este, deci nu plouă cu Bitcoin, să poți să spui că este o
resursă limitată. Bitcoinul este din ce în ce mai rar și veți vedea că pe viitor o să vă pară rău că n-ați cumpărat Bitcoin acum, când aveți o reală șansă, pentru că pe viitor s-ar putea să avem șansă să cumpărăm Bitcoin doar cu porția. Așa că cumpărați cât mai puteți. Este pentru investitor, v-am explicat. Cumpărați oriunde, nu vă interesează Bitcoinul, oricum este la o reducere. Nu trebuie să așteptați mare pullback sau... Da, depinde de ce bani aveți, depinde de cât de investitor sunteți. Dacă vreți să faceți daily trading, dacă vreți să faceți trading pe termen mediu, scurt, lung, acum fiecare face ce vrea. Ideea e că dacă, sau atunci când Bitcoin o să ajungă la 100.000, nu te mai interesează că tu ai la 35.000 sau la 40.000. Ok? Dacă n-ai nicio treabă cu tradingul, cumpără, frate, și lasă-l acolo. N-ai nicio treabă. Bitcoin și Ethereum, v-am explicat. Dacă ești băgat în cripto, cumpără Bitcoin și Ethereum. După aia, fă ce vrei cu celelalte altcoin-uri, cu celelalte shitcoin-uri. Cumpără, dar nu de toți banii. Toți banii, de fapt, pe care îi ai pentru cripto sau pentru această investiție, încearcă să împarți mai mult în Bitcoin și în Ethereum. După care, dacă vrei să intri cu mărunțaie în alte shitcoin-uri, n-ai decât, dar măcar știi că investiția ta este safe. Ok, deci, valul 5 trebuie confirmat, vedem unde. Putem avea un pullback din zona asta pe valul 4. Vom avea ordine de buy, pentru că putem intra în valul 5 și putem face profit destul de frumos până în 50.000. Sau vedem până unde. Normal că voi face update, da? Asta e scenariul bearish, dar este bullish până în zona asta. După care vom vedea ce se întâmplă. Dacă vom avea un pullback mai mare din zona asta sau poate din 50.000, 53.000, vom intra pe valul 1 și confirmăm valul C. Ok? De fapt, valul C se confirmă doar în punctul de jos atunci când se va termina valul 5, pentru că valul C este format din încă 5 valuri. Dar, având în vedere că dacă acest val 1 ne va duce până în zonele astea cu verde, vom avea ordine de buy aici pentru a intra în valul 2. Dar dacă valul 1 o să ajungă până în 37-36.000, ne putem aștepta ca acest scenariu să fie valid. De asta spun că valul C poate fi confirmat. Vom vedea. Noi acum nu avem ce să facem, nu avem nicio problemă, nu trebuie să ne stresăm bani, vom face, nu este nicio problemă. Chiar dacă suntem în zona asta, chiar dacă nu suntem, nu contează. Așteptăm întotdeauna pullback-uri, după care intrăm. Ați văzut și ieri, am intrat, da, v-am arătat pe Twitter, am intrat exact în zona asta, da, și am făcut un profit de 3%, 3-4% sau cât s-a făcut. N-am făcut 4% că am început să vând undeva în zonele astea, dar undeva la 3% în total am făcut. Acum o să vă explic și pe un time frame mai mic ce se întâmplă. Poate o să vă arăt și un Wyckoff, adică o să vă spun părerea mea despre cam cum se poate forma un Wyckoff, pentru că este destul de important și destul de ușor pentru a identifica primul pattern sau cel mai ușor pattern pe Wyckoff, pentru că sunt mai multe. Pe Twitter puteți vedea, am intrat în zona asta și pe Leverage și pe Spot. Dacă vreți să vă arăt și o dovadă pe Spot, pot să fac un prins, nu nicio problemă, dar și pe Leverage am intrat în zona asta, deci puteți găsi. V-am dat, de fapt, zonele, astea zonele pe care vi le-am dat de ieri. Deci cu acest week mi-a luat ordinul la 44.500 și ceva. Da? Astea încă sunt valabile și o să vi le explic imediat. Dar haideți să continuăm. Deci, putem avea un pullback mare pe acest scenariu bearish. Ne poate duce până în 38-37. Putem avea o ordine de buy și așteptăm să intrăm în valul 2. Valul 2 va fi valul ăla în care mulți vor crede că de fapt, ăsta e un val 2, acest 1, și acesta ar fi un val 1, în care intrăm în val 2 și am intrat în valul 3, dar de fapt, poate să fie valul 2 care să ne ducă în 30.000. Vă arăt și asta imediat. Se poate întâmpla orice. De asta zic că noi, dacă vom avea un pullback mai mare, vom intra, dar vom și ieși destul de repede. După care vom reintra, dacă vedem că avem confirmare de val 3, vom reintra, nu e nicio problemă. Dar acest val 3
Deci, confirmăm val 2, să spunem, după care urmează valul 3, care e cel mai lung și cel mai nasol. Astea sunt calcule pe care le-am făcut, nu are rost acum să vi le arăt, dar vă pot spune exact prețul. Valul 3 ne poate duce până în 24.600. Este un nivel favorabil pentru val 3 pe Bitcoin. 1.618, nivelul Fibonacci. Deci poate duce, avem, după cum vedeți, mai multe ordine. Deci se poate confirma valul 3 și la 29.000, după care să avem un pullback pe valul 4 și valul 5 să ne ducă până 27-25.000, fără nicio problemă. Sau acest val 3 poate fi foarte puternic, se poate întâmpla în ceva în piață, pad, știri proaste, da, pe care îl consider binevenite știrile astea, alții se sperie, mie îmi convine pentru că văd că prețul scade și pot intra liniștit în short sau pot cumpăra, pot face un dolar cost average sau pot avea oportunități pentru a cumpăra mai ieftin. Deci din partea mea n-are decât să vină, pentru că oricum pe termen lung eu sunt bullish, știu că Bitcoinul poate ajunge în 200.000 la anul. Am făcut și video pentru treaba asta. Le puteți găsi pe canalul meu. Dacă vreți analiză destul de profesională, le puteți găsi pe video. Dacă aveți ceva să-mi scrieți, să-mi scrieți pe Twitter. Bun, ăsta e scenariul bearish. Vi l-am explicat, dar n-are rost acum să ne chinuim cu toate astea, pentru că o să luăm treptat, da? Suntem în acest moment la 46, 45.900 și bine ce se întâmplă. În acest moment așteptăm pullback-ul. Haideți să vă arăt și treaba cu Wyckoff-ul, pentru că mulți m-ați întrebat în mesaje. Păi, suntem pe 15 minute pe Bitcoin, da? Wyckoff-ul, în prima fază, pentru începători, se poate identifica foarte ușor. Probabil că ați auzit de până acum, dar probabil că nu știați ce e cu el. De Bart Simpson, da? Bart Simpson Trading, să scriu așa, da? Dăm la imagini și probabil că pe Twitter sau nu știu, oriunde ați mai văzut treburile astea. Pe Simpson și acel cap în formă de zigzag sau acel păr cică al lui, formă de zigzag și această formă. Asta este distribution, înseamnă forma de distribution pe Wyckoff. N-ar rău să vă dau mai multe detalii, o să vă explic în mare. Deci prețul are un pump, urcă, da? După care urmează forma de distribution pe Wyckoff. Apoi, de obicei, avem un dump până în zona asta. Da? Și de ce avem un dump pe Wyckoff? Pentru că se formează imbalanța în zona asta și market makerii trebuie să rezolve imbalanțele. Și după cum am explicat în celelalte videouri, orice pump se va recupera printr-un bump. Printr-un dump. Ok, deci pe Wyckoff avem această formă de distribution, după care urmează forma de redistribution în zona asta. Apoi, unde? Aici, normal, se poate forma un triunghi, după care se urmează. Mamă, ce triunghi am. Așa, deci aici se poate forma un triunghi în forma asta de redistribution, după care urmează forma de acumulare, accumulation, apoi vedem prețul că se duce în sus. Deci cam asta e Wyckoff. Nu contează time frame-ul, dar dacă dăm și pe daily, o să vedeți toată treaba asta. Numai puțin să șterg. Video-ul va fi din nou lung, dar cine vrea să stea pe canalul ăsta stă, cine vrea informații, cine nu, se poate duce pe canale unde puteți vedea un triunghi și vedeți că acolo intri, acolo ieși și cam asta este. În fine. Bun. Hai să vedem și pe daily, să vedem acest Wyckoff. Da? Vedeți forma de zigzag? Distribution și acum probabil că a sărit direct în forma de accumulation, da? Deci nu este neapărat ca zona asta să fie de redistribution, ca apoi să urmeze zona de acumulare, după aia să vedem o creștere, se poate întâmpla și treaba asta, dar nu știu ce să zic, nu vreau să dau detalii proaste acum, pentru că se poate interpreta.
Deci v-am spus că wipe-ul nu este neapărat după distribution să urmeze un redistribution, neapărat. Poate, poate intra direct în forma de acumulare, după care să da prețul în sus. Bun. Asta e timeframe-ul. Haideți să avem și un scenariu bullish. Deci, v-am explicat așa. Avem Fibonacci. Zona asta. Deci, 0382 a fost respins, o dată de 2 ori de 3 ori. După care am avut un pullback a 3 oară, în 0236, a rupt-o apoi. Acum ce face? Deci vedeți cât de puternic e Fibonacci pentru trader. Ăștia au luat short-uri, întotdeauna pe un time frame mai mare, 03, 05, 06 pentru short, pentru un trader intră short. Vedeți, aici asta intră short, bani frumoși. La fel și aici, putem vedea un pullback, nu este neapărat să trecem de 42.500, dar putem avea un pullback, pentru că ăștia intră short. Deja au intrat, avem această lumânare. Acum, o putem rupe, dar este destul de puternică rezistența asta. Destul de puternic. Vom vedea, putem avea un pullback mai mare în care să confirmăm acel val 5, sau putem rupe liniștit și ne putem duce în zona asta. Urmează zona cea mai importantă aici, mulți traderi vor fi în impas, chiar și eu, voi vedea ce voi face, pentru că am cumpărat în zonele astea și probabil o parte din Bitcoin, tot Bitcoin, nu? O parte din Bitcoin voi vinde la un profit foarte bun în zona asta, pentru că vreau să evit acel val C care ne poate duce în jos, da? Dar ăla e scenariul bearish, o să vă arăt acum și scenariul bullish, ne poate duce până 70.000 liniștit. Dar deci încercați întotdeauna, v-am explicat. Eu am cumpărat la 29.000, am cumpărat și aici la 37.500, v-am arătat cum puteți găsi treaba asta. Profiturile sunt mari și sunt ok. Întotdeauna, deci pentru cei noi din nou vorbesc, întotdeauna atunci când o să te afli într-o zonă de jos, va exista FAD și vei fi în eroare să vinzi. Da? Deci în zona asta nu se vinde, se cumpără. V-am atenționat când eram la 29.000 că putem avea un short squeeze. La fel, și în zona asta v-am atenționat, puteți găsi la fel pe Twitter, v-am spus că o cumpărați pe riscul vostru. Am avut acel pullback care vă putea speria, dacă ați fi cumpărat aici, vă putea speria să vindeți pe minus, da? La fel și aici, aveți mare grijă, astea zone foarte proaste pentru a cumpăra. Da? Așteptați un pullback, cumpărați după aia. Trebuie să luați sub rezistență, cel mai prost moment să cumpere sub rezistență. Dacă vrei să cumperi vandu, în cel mai rău caz, cumperi după ce a luat acea rezistență suport, dar nici atunci nu este sigur. Bun, vedem ce se întâmplă, pentru că este destul de important. Ăștia au șansa să recupereze imbalanța din zona asta, da? Deci au o șansă reală pentru a recupera imbalanța de aici. Ați văzut și pe Rond, ieri am făcut video și a recuperat imbalanța perfect. Deci vă puteți aștepta la un pullback pe Elrond. Nu știu exact acum, dar ne putem uita sau putem posta pe Twitter. Ăștia, market makerii, au o reală șansă să recupereze imbalanța asta, adică să dea prețul până în 53-54 de mii. După care să vedem acel pullback. Da? Aici la fel. Se poate forma o zonă în care de acumulare, în care să manipuleze lumea, adică să vedeți prețul ban sus, ban jos, în care să vă facă să vindeți, ba să cumpărați, ba să vindeți, pe minus. Să cumpărați pe minus. Bun, aveți grijă cu leverage-ul, pentru că dacă n-aveți o metodă care să producă mai mult decât să piardă, tot ce faceți acolo e cazinul. Nu vreau să vă bat la cap cu treaba asta, că nu sunt mama și tata, dar nici să primez mesaje fiecare zi că ați pierdut banii, nu prea convine. Deși n-am nicio treabă cu banii voștri, dar nu-mi place să aud treaba asta. Ok, haideți să vedem și acel scenariu. O să facem un scenariu bullish acum, în care eu chiar cred. Da? Probabil că ați văzut că de multe ori am fost bearish, dar am avut și de ce. Se poate întâmpla orice de acum acolo, trebuie să fim pregătiți. Eu știu unde să intru, unde să ies, așa că da, vă puteți lua după mine sau nu. Intrați pe acest canal să vă confirmați ideile, nu trebuie să faceți exact ca mine, pentru că nu vreau să aud că ați pierdut bani, că am zis eu, că nu știu ce. Viteza de reacție nu este aceeași, v-am mai explicat. Și se pot întâmpla
greșeli. Și atunci avem așa, avem 1, 2, 3, 4 și 5, nu, puțin că magnetul pus și, da? Dar acum vom face un alt scenariu, o să renunțăm la logarit, iar nu o să mai fac și acele subwave-uri pentru că n-are niciun rost, dar aici, în zona asta, s-ar fi format un WXY. Asta înseamnă că putem avea o creștere destul de mare atunci când avem confirmare de Y, de Y. Da? Y-ul a fost deja confirmat prin aceste 5 valori. Impuls move, valul 3 clar a fost ăsta pentru că este cel mai lung și cel mai puternic, valul 4, valul 5. În confirmare de Y în zona asta de 28.000. Probabil că ăsta să fie bottom-ul. Dacă nu este ăsta bottom-ul, v-a spus ce faceți, nu este absolut nicio problemă, intervin oportunități. Eu de ceva timp și încă sunt de părere că putem vedea prețul sub 30.000. Pentru că nivelul de 0.618 pe daily, pe Fibonacci, nu a fost atins. Iar ei pot da liniștit prețul acolo să ia toată lichiditatea aia, după care să dea prețul în sus. Pentru că e lichiditate destul de mare în zona aia. Deci trebuie avut grijă și trebuie să luați în considerare și treaba asta. Bun, aici se poate forma așa. Avem un 1, 2, 3, 4 și 5, pe care 5-ul poate liniștit să fie confirmat în zona asta. Hai să și schimbăm wave-urile, o să fac asta cu altă culoare, să vedem ceva, o să punem primary, ăsta intermediat, primary este ăsta, de fapt ăsta e cycle, celălalt e primary, da, sper să se și vadă, da, ok, ăsta o să fie intermediate, bun, ok, de ce spun că 5 se poate termina în zona asta? Păi pentru că avem 0.5 pe Fibonacci, v-am arătat, rezistență destul de mare. Haideți să și punem Fibonacci mai exact. Deci nu pot să fac videourile mai scurte, îmi pare rău, ce pot eu să vă arăt în 10 minute? Ce să vă explic? Că nu prea am ce. Bun, deci valul 5, asta este zona de 0.5 pe Fibonacci. Da? Și mai avem un target aici la 51.000 pentru valul ăsta 5. Da, vedem că în Fibonacci extension pentru Elliott Waves din valul 2, 3, 4 vedem că dacă dăm pe logarit, pe scară logaritmică, vedem că avem acest nivel de 0.618 care e cel mai important. Deci de asta și respinge. În primul rând pe logaritm avem zona asta la 46.800, 0.618. Plus de asta, pe scară lineară avem și 0.5 pe Fibonacci. Deci e rezistența destul de mare în zona asta, va fi destul de greu să o rupă. Dar nu e imposibil. Da? Avem și o formă de wyckoff în desfășurare pe timeframe mic, deci sunt o grămadă de chestii în această zonă. Haideți să vă arăt și pe indicatori acum rapid, după care continui cu scenariul bullish. Dacă dăm pe daily, deci de fapt suntem pe daily, bearish divergence, da? Pe RSI face un lower low, iar pe chart vedem un higher high. Asta poate confirma oricând. Mai sunt 11 ore până se închide lumânarea. Ca asta să fie ștearsă, trebuie să depășească, da? 74 pe RSI. Dacă a depășit 74 pe RSI, tot acest bearish divergence va fi șters. Și ăștia vor da mai mult ca sigur prețul în sus, pentru că acum se cam luptă vânzătorii să intre short, da? Și este destul de periculos. Pe stochastic putem vedea că prețul mai poate urca liniștit. Da? Am avut aici un semnal de sell, dar se pare că se resping. Poate forma un M. Stochastic, da? Poate să fie ceva de gen. Ok? Și atunci ne putem aștepta la creștere liniștit. Suntem pe daily, ăsta poate să crească mult și bine. Fără nicio problemă. Hai să șterg asta să nu încurce.
Și v-am arătat pe Twitter că pe 3 zile avem la fel un Hidden Bearish Divergence. RSI-ul la fel, ăsta e mai puternic. Suntem pe 3 zile. Ăsta e mai puternic și toată treaba asta va fi invalidată doar dacă, deci acest Hidden Bearish Divergence pe care o să vi-l arăt, va fi invalidat sau șters dacă prețul trece de 60.000. Deci până atunci vă puteți liniștit aștepta la corecții foarte mari. Vă dă vedere că suntem pe 3 days, pe ăsta, pe time frame de 3 zile. Și avem așa, Hidden Divergence, da, deci Bearish Divergence pe RSI, RSI-ul face un higher high, iar chartul un lower low, da? Mai sunt 2 zile până se închide, deci săptămâna asta ne putem aștepta un pullback mai mare, mai ales azi miercuri, mâine joi, deci în Forex asta se numește midweek reversal, adică o corecție. Puteți citi până despre midweek reversal în Forex, da? în cripto, având în vedere că e deschis non-stop, destul de probabil să nu se aplice toate treburile astea. Pe stochastic vedem, la fel, pe 3 zile, ce ne arată? Păi ne arată că este foarte, foarte sus, de s-ar putea să avem un pullback. Dacă începe asta să se retragă pe 3 zile, corecția poate fi destul de mare. Dar vă dați seama că pentru market maker nu prea contează indicatorul ăștia. Ăștia pot să dea prețul în sus cât vor ei. Da? Ok, deci, haideți să dăm pe 4 ore să vedem ceva. Bun, deci valul 5, target. În zona în care suntem acum, al doilea target la 51 pentru valul 5. Când se termină valul 5, se spune că se termină acum. Vom forma valul 1. După care urmează un pullback pe valul 2, 3, 4 și 5. Haideți să schimbăm culoarea asta. Vedem ceva. Nu o să intru în mai multe detalii pe LTX, că dacă încercați să învățați treburile astea pe care eu vi le explic, chestiile simple pe YouTube, este perfect, aveți un pas înainte și puteți învăța chestii mult mai grele pe care eu vă pot trimite cărți despre Elliott-UX și să învățați de acolo. Bun, deci dacă se confirmă valul 5, înseamnă că confirmă și valul 1 pe scenariul bullish și atunci vom avea un pullback, dar și aici mare, mare grijă, pentru că pe acest val 2, haideți să vedem în primul rând până unde duce valul 2 în primă fază, deci poate să ducă la, în primul rând, 38.000, 36.000, 34.000. Avem targeturi, încă nu le setez, le aveți aici. Nu le setez acum pe acest scenariu ca să vedem ceva, da? Deci pentru valul 2 se poate retrage până în 34.000. Aici trebuie avut grijă pentru că manipulare mare pe valul 2 și pe valul 4, în general. Aici se pot forma, adică valul 2 va fi format dintr-un zigzag, un ABC. Da? Și trebuie să aveți grijă. Aveți un pullback, intrați pe A, după care avem o creștere pe B. Mulți o să creadă că se duce iarăși și depășim sau că vrea să rupă rezistența. Și vor cumpăra în zona asta, după care urmează să scadă prețul pentru a confirma C-ul, adică 2-ul. Și ăștia vor vinde, da? Pentru că le frică că se duce în jos. Vor vinde. Atunci ce se întâmplă? De fapt, noi suntem pe valul 2 și urmează o creștere. Deci n-ar fi fost bine să vândă, pentru că și-ar fi recuperat banii, chiar profit, pentru că putem intra pe valul 3. Deci mare grijă cu această manipulare, mai ales dacă se întâmplă scenariul ăsta, după cum vedem, putem forma un ăsta pe care nu-l prea tranzacționăm, head and shoulders, da? Se poate forma acel head and shoulders în zona asta. Nu o să fie chiar așa, dar left shoulder, head și right shoulder, ok? Atunci mai este, așa că nu are să vorbesc treaba asta, dar este un scenariu care se poate întâmpla. Vedem ce target va avea acest val 5. V-am spus, este destul de likely că market maker se recupereze această imbalanță, adică până în 53-52, după care să avem un pullback și apoi să formăm un all time high. Asta dacă nu se întâmplă ceva pe market și vedem prețul de 25.000. Deci nu mă mai întrebați dacă suntem un bull market, un bear market. Suntem un bull market, da?
Nu suntem în bear market. Bear market vom fi dacă stăm sub 28 de mii. Asta odată la mână. A doua chestie, nu mai puteți întrebări gen urcă sau coboară. Pentru că nu sunt zeul zeilor, eu doar știu să... De fapt, am toate scenariile în cap și știu ce să fac atunci când se întâmplă ceva pe piață. Pentru că mă pregătesc în general, da? N-am de unde să știu și nici măcar nu mă interesează. Dacă suntem în bull market, dacă nu, nu mă interesează. Pentru că eu sunt daily trader și tranzacționez oricum. Că suntem în bull market sau nu. Credeți că dacă am fi fost în bull market sau dacă avem impresia că suntem în bear market, n-aș mai fi tranzacționat, m-aș fi dus la muncă sau să lucrez altundeva? Nu. La fel. Există short, există long. La fel. Leverage-ul foarte periculos. Nu vă băgați dacă nu aveți o metodă care să câștige mai mult decât să pierd. Bun. Valul 3. Pentru valul 3, dacă nu vom forma un higher high, un higher high în zona asta, pe valul 3 poate ajunge la 64.000, adică în zona asta, aici să formeze o rezistență foarte mare și să coborăm pe valul 4, după care să o rupem a doua oară sau putem să o rupem din prima, da? Și să ajungem în 75, după care să avem un pullback și cu valul 5 să ne ducă în 90.100. Apoi, normal, o să urmeze din nou corecții mari, fadă în piață, chestii rele, nu știu ce, și la fel, o urcare până 100.000, 150.000, 200.000, undeva la an. Da? Ok. Sper că ați înțeles ceva. Dacă aveți ceva să mă întrebați, scrieți pe Twitter în comentarii, fără nicio problemă. Eu încerc să vă ajut cât pot. Acum, tot ce sper e să creăm o comunitate mare pe YouTube, să fiu plătit din YouTube, da, pentru că ăștia au bani, nu este nicio problemă. Pe Twitter totul este gratis. Toată lumea îmi spune ca să fac cursuri, să fac, să tranzacționez pentru ei, să nu știu ce să mai fac, deci eu nu tranzacționez pentru nimeni, pentru că n-am de ce. Eu tranzacționez pentru mine, am fondurile mele, n-am de ce să adun acum de la toată lumea. Da, nu știu, pe viitor s-ar putea, dar n-am, în momentul acesta răspunsul este nu. Ce vreau să vă zic, cursuri probabil tot pe viitor, acum n-am timp, pentru un curs, ca să-l faci, trebuie să dai interesul ca lumea, da? Nu poți să trântești două vorbe, două astea minciuni, vorba aia, și să îl vinzi așa pur și simplu, deci acolo trebuie să-ți dai interesul și te sigur că în cursul ăla lumea a înțeles. Eu decât să fac un curs, prefer să vă iau pe Zoom, fiecare să-mi dea cât are, putem, nu știu ce să zic, habar n-am, nu vreau să fac treaba asta pentru că am zis că totul este gratis. Dar, dacă nu o să fiu satisfăcut cu veniturile din YouTube sau din, da, probabil că timpul și probabil că așa se face și voi. Da? Pentru că nimănui nu-i convine să nu stric timpul, dar îmi iau o grămadă de timp să fac toate treburile astea când pot face alte chestii mai importante. Am și o familie și vă dați seama că mă poate afecta timpul pe care îl petrec pe YouTube. Și atunci, probabil că pe viitor voi face ce doriți voi. Deci, dacă vreți să fac cursuri, o să fac cursuri, la fel, voi puteți stabili și preț și orice, nu mă interesează. Putem face pe Zoom, pentru că probabil o să-mi fie mai ușor, pentru că vă pot face să înțelegeți, da? Putem face pe Zoom, la fel, fixați voi preț, timp, eu stau să vă... Nu vă jupă nimeni, da? Dacă nu sunt cursuri pe net, le puteți găsi. Eu nu sunt în România, deci nu știu ce cursuri aveți voi în România sau nu cunosc foarte multe persoane din România să vă dea detalii, dar probabil că voi știți mai bine ca mine și puteți găsi cursuri liniștit acolo. Cursul de începători, da? Bun, deci cam atât pentru astăzi. Vă doresc o zi frumoasă. Mă gândesc acum dacă mai este ceva ce să vă spun. Da, cu Binance-ul v-am spus. Binance-ul eu îl folosesc pentru leverage, pentru că mi-am mutat tot ce avem pe spot, mi-am mutat pe Kraken. Tranzacțiile pe spot le fac pe Kraken, iar leverage-ul îl folosesc pe Binance. O fac pe riscul meu, sumele mele, dar îmi place platforma și nu vreau să trec pe altceva. O să rămân pe Binance pentru că
încă, probabil este doar impresia mea, dar încă nu consider că vreau să mă mod de pe această platformă. Dacă se întâmplă ceva, v-am spus, o fac, mi-o asum, pierd eu banii, nu-i pierdeți voi, voi puteți să faceți la fel sau nu. La fel băgați sume pe care vi le puteți pierde, pentru că cripto încă este la început și una la mână trebuie să profităm de treaba asta și a doua la mână în același timp trebuie să avem și mare, mare grijă. Bun, v-am salutat și probabil că o să fac și un video update pentru ADA. O zi frumoasă. Ciao.